Auziți clopoțelul? El anunță răscrucea între ani. Este timpul când privim înapoi pentru a evalua ce ne-a reușit și ce oportunități am ratat. Trebuie să recunoaștem că întotdeauna este dificil să desprinzi din cambaua celor 365 de zile cele mai importante evenimente. Or, fiecare dintre ele are o semnificație aparte. Cu toate acestea, vom face tentativa de a realiza bilanțul anului 2012 sub aspect de politică externă. Și primul nostru intervievat este chiar ministrul de Externe și Integrare Europeană, Iurie Leancă. Domnule Leancă, a mai trecut un an din viața noastră, din viața țării, unul plin de evenimente. Dacă ne referim la politica externă și în mod special la vectorul european de dezvoltare, cum ați caracterizat 2012? Dacă ne referim la dimensiunea europeană, observăm că dialogul, interacțiunea care și în 2011 a fost unul destul de dinamic, în 2012 această cooperare, această interacțiune care cuprinde cred că cam toate sferele social, politice, economice, științifice și așa mai departe, a devenit unul fără precedent. Și acest nou nivel de interacțiune se observă și prin calitatea și mai bună a dialogului politic, prin vizitele la Chișinău a mai multor conducători din spațiul european, prin sprijinul financiar tot mai mare pentru Republica Moldova și, în ultima instanță, prin sprijinul politic pe care îl acordă Uniunea Europeană în ansamblu Republicii Moldova în depășirea acestor provocări multiple cu care ne confruntăm noi, în depășirea problemelor și în asigurarea unui traseu mult mai bun, mult mai previzibil pentru Republica Moldova, dar și pentru fiecare cetățean în parte luat al Republicii Moldova. Apropierea noastră de Uniunea Europeană, direct sau indirect, depinde și de relațiile noastre cu importanți actori internaționali, precum ar fi Statele Unite ale Americii, Rusia și Ucraina. Ce evoluție ați remarca pe aceste segmente? Sprijinul Americii, țara care rămâne a fi o supraputere și prima țară în continuare, primul stat în lume, din punct de vedere al resurselor politice, economice, comerciale, este unul foarte și foarte important. Mă bucur că la finele anului am reușit să ne debarasăm de o reminiscență a războiului rece, mă refer la amendamentul Jackson-Vanik, și sunt convins că această anulare în Congres și aprobarea de către Casa Albă printr-o directivă a președintelui ne va permite să ne axăm în mod special pe dimensiunea comercială și dimensiunea investițională, fiindcă astăzi mai putem constata în linii mari, din păcate, o lipsă a business-ului american, a capitalului american în economia din Republica Moldova. Și pe acest motiv, unul din obiectivele noastre prioritare pentru 2013 ar trebui să fie focalizarea pe acest potențial imens, pe care deocamdată nu l-am exploatat. Iar anularea în Congres acestui amendament creează un element în plus benefic pentru a face ca investitorii potențiali din America să creadă în Republica Moldova și în oportunitățile care există în Republica Moldova. În ceea ce privește dialogul cu Federația Rusă, este o cooperare ca valoare în sine. Cred că în 2012 am reușit să avansăm în acest dialog, am reușit să-l consolidăm, am reușit să angajăm în continuare colegii din Federația Rusă în abordarea unor probleme unde există încă diferențe de opinii, elemente care deocamdată fac astfel încât pozițiile noastre să nu coincidă. Dar cred că prin acest dialog la diverse nivele și vizita premierului în acest sens în septembrie acestui an a fost una foarte importantă când s-a văzut la Moscova și la Sochi cu omologul său rus, cu președintele Federației Ruse, cu mai mulți demnitari ruși care au tangențe cu mai multe subiecte de pe agenda, în mod special economică, comercială, energetică, din acest dialog Republica Moldova-Federația Rusă. Deci, în linii mari, l-aș caracteriza de un an pozitiv.
Încă o dată, fără a ignora anumite probleme care, în mod special, în toamna acestui an s-au conturat, cum ar fi cea energetică, mă refer la problema gazului, deși faptul că am reușit să prelungim contractul pe gaze este un semn pozitiv. Să nu uităm și de un alt actor extrem de important pentru Republica Moldova, China, care iată că s-a transformat în a doua putere mondială, economică, comercială. În acest sens, am avut un dialog bun în acest an, am fost în vizită acolo, am avut demnitari suspuși chinezi la noi acasă. Îmi pare rău că potențialul încă nu a fost valorificat la așteptările noastre, fiindcă atragerea investițiilor din China, inclusiv pe proiecte interguvernamentale, stimularea exportului moldovenesc pe piața chineză, chiar dacă este în creștere, dar potențialul, încă vă spun, după cum vă spuneam, este mult sub ceea ce ar trebui să ne așteptăm și ce am putea să facem și ce ar avea un efect extrem de benefic asupra economiei din Republica Moldova. Și cred că în 2013, iarăși, relația cu China va fi în centrul atenției conducerii din Republica Moldova. Mai mulți ani la rând am remarcat importanța internaționalizării procesului de reglementare a conflictului transnistrian. Ce schimbări a introdus 2012 în acest proces și care ar putea fi impactul declarației semnate de ședința ministerială OSCE? Ar putea oare conflictul transnistrian să devină un impediment în integrarea noastră europeană? Rolul Uniunii Europene în acest proces, pe care putem să-l definim drept 5 plus 2, este unul în creștere. Uniunea Europeană fiind un actor cu posibilități foarte mari de a influența benefic reglementarea acestui conflict, e suficient să ne referim la asistența de care beneficiem din partea Uniunii Europene și disponibilitatea de a sprijini inclusiv prin resurse financiare toate acțiunile care conduc la creșterea încrederii între cele două maluri ale NIST-ului. Vreau în acest sens să aduc aminte de decizia Consiliului de Miniștri ai OSCE-ului, de la Dublin, unde după o perioadă îndelungată am reușit de comun, prin consensul tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene, ale OSCE-ului, inclusiv la Federația Rusă, să reiterăm câteva principii extrem de importante pentru viitorul Republicii Moldova și mă refer la dimensiunea reintegrării țării. Acum, ca să răspund la a doua parte a întrebării dumneavoastră, dacă conflictul nereglementat nu e un impediment în calea aderării sau parcursul nostru european. Vreau doar să-l citez pe președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, atunci când i s-a pus această întrebare la conferința de presă cu prilejul vizitei lui la Chișinău, dânsul a fost extrem de explicit, extrem de tanșant. Nu este o barieră. Toată lumea înțelege că reglementarea conflictului nu depinde în exclusivitatea de Chișinău, astfel încât nimeni nu-și dorește să ne transforme pe noi într-un ostatic al unor situații care nu țin în totalitate de capacitatea noastră de a găsi o soluție. Ce își propune Ministerul să realizeze în 2013? Care vor fi obiectivele și prioritățile? Ceea ce va face Ministerul de Externe în lunile următoare, vom încerca să facem așa încât serviciul diplomatic să fie și mai eficient. Ne vom extinde arealul de prezență permanentă prin misiuni diplomatice și consulare. Cunoașteți foarte bine că în primele luni ale anului 2013 vom deschide ambasade în Canada, în Olanda, în Qatar și vom mai deschide un consulat în nordul Italiei, unde avem cea mai mare concentrare de concetățeni de noștri, astfel încât să facilităm viața lor de zi de zi. Vom încerca să avem o diplomație și mai activă și mai eficientă, astfel încât fiecare bănuț care e cheltuit din banii publici pentru misiunile noastre, pentru diplomații noștri, să aibă un impact dublu, triplu asupra bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. Domnule ministru, vă aducem felicitări cu sărbătorile de Crăciun și An Nou și v-am ruga să adresați și un mesaj telespectatorilor noștri și moldovenilor de pretutindeni.
Vreau să le doresc concetățenilor noștri, indiferent unde se află, în Republica Moldova sau în afara Republicii Moldova, în primul rând multă sănătate, să aibă bucurii de la cei dragi, să aibă încredere în viitorul Republicii Moldova. Ceea ce am demonstrat în noi această perioadă este că e posibil și la noi acasă să construim un stat funcțional, un stat viabil, un stat care să le asigure drepturile cetățenilor noștri. Astfel încât sper că 2013, într-adevăr, va fi un an crucial pentru noi toți în ansamblu ca colectivitate, dar și fiecare individual vom simți aceste schimbări benefice pe destinul nostru. Astfel încât încă o dată multă sănătate, numai bine în 2013 și sper că atunci când ne vom revedea în decembrie 2013 să putem spune că a fost un an bun și un an rodnic pentru Republica Moldova. Spunea cineva dintre personalități că tot adevărul nu-l cunoaște nimeni, tot adevărul îl cunosc toți. Ghidindu-ne de acest dicton, ar trebui să recunoaștem că portretul anului 2012 nu ar fi complet dacă nu am avea și părerea experților independenți. De această dată, am apelat la analiștii și comentatorii politici Anatol Țăranu, Victor Chirilă și Igor Boțan, pe care i-am rugat să evalueze performanțele politicii noastre externe în 2012. În linii mari, trebuie să spunem că politica externă este domeniul unde politicienii noștri se realizează cu succes. Și din acest punct de vedere, anul 2012, desigur că a fost un an de referință. Anume, în acest an am avut vizite răsunătoare în Republica Moldova, despre ele foarte mult s-a vorbit, ele au fost pe larg mediatizate în societatea moldovenească, dar ele și-au meritat acest lucru. Anume, Angela Merkel, deci Barroso, președintele Comisiei Europene, care a fost în Republica Moldova și care a vorbit despre succesele noastre pe calea integrării europene, ei, de fapt, au adus acel dram de optimism care a însuflețit societatea moldovenească. În primul rând, au continuat într-un ritm foarte bun negocierile cu privire la acordul de asociere. Am început să negociem și am avansat chiar foarte bine la capitolul negocierilor cu privire la crearea zonei de comerț liber, cooperative și aprofundată. De asemenea, am înregistrat în progrese în domeniul dialogului privind liberalizarea regimului de vize și s-a luat decizia de către Uniunea Europeană de a trece la cea de-a doua etapă, privind deja implementarea legilor aprobate de către Parlamentul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Moldova. Acestea sunt principalele trei realizări mari de care putem să ne lăudăm și chiar suntem apreciați. În 2012 au avut loc câteva evenimente foarte importante care și sublinează succesul politicii externe. Este vorba despre trecerea la cea de-a doua fază de implementare a planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de viză. Al doilea lucru care merită să fie menționat este faptul că doamna cancelar al Republicii Federative Germania, doamna Merkel, a vizitat Chișinău și a avut un mesaj foarte, foarte tranșant de susținere a Republicii Moldova, de susținere a aspirațiilor europene și de suport pentru soluționarea problemei transnistrene. Din aceeași categorie face parte și vizita președintelui Comisiei Europene, domnului Barroso, care a avut mesaje practic echivalente cu cele ale doamnei Merkel. Și ultimul lucru care merită menționat, lucru de top, este că la ministerială de la Dublin a fost adoptată în unanimitate declarația privind Republica Moldova și problema transnistreană, lucru care s-a întâmplat pentru prima oară în ultimii 10 ani. Evident, printre evenimentele remarcabile ale anului, și asta o demonstrează toate sondajele și topurile realizate de jurnaliști și personalități din diverse domenii, sunt vizitele efectuate în premieră în țara noastră de către cancelarul Germaniei Angela Merkel și președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso. Haideți să facem o retrospectivă și să ne amintim care au fost momentele cheie pe care acești doi lideri europeni au dorit să le transmită societății noastre.
Spre deosebire de prietenii din Est, care vin periodic să ne învețe ce trebuie să facem, oficiale europene au venit cu mesaje de încurajare, menționând progresele înregistrate de autoritățile moldovene în cadrul parteneriatului estic. Așa, în linii generale, au calificat analiștii politici pro-europeni vizitele cancelarului german Angela Merkel și a președintelui Comisiei Europene José Manuel Barroso. Cei doi oficiali europeni au ținut să menționeze și creșterea suportului oferit țării noastre, care este în raport direct cu succesele atinse. Angela Merkel a subliniat că asistența din partea Germaniei pe bilaterală se va majora de la 4,5 milioane până la 15 milioane de euro. Iar Uniunea Europeană, a declarat Barroso, va acorda în anul 2013 o asistență în valoare de 122 milioane de euro. În același timp, ambii lideri europeni au pus în evidență necesitatea continuării reformelor, combaterea corupției și consolidarea unui stat de drept. Noi suntem convinși. Puterea de creație a cetățenilor poate să se desfășoare doar atunci când știu că merită să depună efortul, că pot să se bazeze pe faptul că statul de drept va proteja și lucrurile realizate de cetățeni și nu există o nesiguranță în acest sens. Dumneavoastră, în Moldova, cunoașteți mai bine decât mine provocările specifice care există aici, în fața locului, privind consolidarea instituțiilor statului de drept, reforme în economie, combaterea energică a corupției și în domeniul justiției. Am dorință sincer comercială într-o Moldova. Primul lucru despre care vreau să vă vorbesc nu se referă la instituții politice sau politicieni, ci la impactul agendei europene asupra vieților oamenilor. De fapt, reformele sunt întreprinse în primul rând în beneficiul direct al cetățenilor acestei țări și nu sunt doar niște acțiuni ce urmează a fi realizate în cadrul unui exercițiu birocratic. Oficialii europeni s-au referit și la negocierea acordurilor privind comerțul liber și regimul liberalizat de vize, care vor oferi mai multe oportunități cetățenilor Republicii Moldova. Este îmbucurător că cele două țări negociază un acord de asociere care oferă Moldova șansa să participe la piața internă, care merge dincolo de preferințele comerciale și de astăzi Moldova este legată de piața internă a Uniunii Europene. Acest acord va spori și atractivitatea Moldovei pentru investiții din Uniunea Europeană și cu siguranță sunt de așteptat noi impulsuri pentru creșterea economică pentru bunăstare. Sunt sigur că acest obiectiv poate fi realizat într-un viitor nu prea îndepărtat. Liberalizarea este legată de progresul suplimentar în lupta împotriva corupției și reforma sistemului judiciar, reforme de care vor beneficia în mod direct moldovenii. Sunt bucuros să văd că guvernul a decis să abordeze aceste probleme, dar este nevoie de acționat în continuare. Desigur, va fi un lucru dificil și va necesita ceva timp, deoarece ține de implementare și schimbare a realităților. Dar Moldova nu este singură. Noi vom continua să sprijinim reformele, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar, de fiecare dată când acestea vor fi în beneficiul cetățenilor acestei țări. Atât cancelarul german, cât și președintele Comisiei Europene s-au pronunțat vis-a-vis de conflictul transnistrian. Angela Merkel a menționat că Europa nu mai poate fi împărțită în sfere de influență. Cine este conștient, istoria poate să desprinde și învățămintele corespundătoare. Și aici trebuie menționat și recunoașterea și înțelegerea că nu împreună cu alte țări se poate hotărî de la sine putere despre soarta unor terțe țări, cu atât mai puțin țările din această zonă nu trebuie să fie lăsate singure și nu trebuie să acceptăm gândirea în categoriile sferelor de influență. Decizia suverană despre drumul Republicii Moldova este exclusiv în mâinile cetățenilor din această țară. Liderul de la Bruxelles a dat de înțeles că Uniunea Europeană se va implica și mai activ în reglementarea conflictului transnistrian.
Divizările secolului 20 nu servesc provocărilor secolului 21. Vrem să creăm o realitate nouă în care toți cetățenii Moldovei, fără excepție, să se poată bucura de toate aceste beneficii ale unui sistem politic și economic modern și eficient, care să respecte drepturile lor fundamentale, a spus Barroso. Și cancelarul german Angela Merkel și președintele Barroso au declarat franc că Republica Moldova aparține Europei și și-au exprimat încrederea că odată cu aprofundarea reformelor, alegerea europeană va aduce rezultate sesizabile. În 2012, Republica Moldova a început negocierile privind acordul liberalizat de vize și acordul de liber schimb. A fost semnat și spre finele acestui an ratificat de către Parlament acordul de aderare a Republicii Moldova la spațiul aerian comun, ceea ce oferă un grad mai înalt de protecție a drepturilor pasagerilor și accesul la bilete low cost. Și totuși, a făcut oare diplomația noastră tot ce i-a stat în puteri sau există și unele rezerve, poate niște așteptări nematerializate? Cu această întrebare revenim la experții noștri în materie de politică externă. Ar fi o mare exagerare să spunem că au fost atinse toate obiectivele care au stat în fața politicii noastre externe în anul 2012. A rămas complicată relația noastră cu Federația Rusă. În același timp, trebuie să spunem că și în ceea ce privește integrarea europeană, aici nu totul a fost realizat. De exemplu, așteptările care au fost provocate de faptul că am putea atinge scopul acordul liberalizat de vize în 2012, iată, vedem că acest lucru a fost cam exagerat. De fapt, așteptările nu s-au realizat, ceea ce a lăsat un gust amar pentru publicul larg în Republica Moldova. Sunt niște așteptări care nu au fost atinse, nu au fost realizate, mai mult datorită contextului regional și internațional. În primul rând mă refer la relația cu Federația Rusă. Am dorit un acord cu privire la domeniul energetic. Din păcate, acest lucru n-a fost posibil și n-a fost posibil nu că Republica Moldova nu ar fi fost gata să facă concesie. Dimpotrivă, Republica Moldova a demonstrat că este gata pentru un dialog constructiv, pentru găsirea unor compromisuri. Chiar a și renunțat la implementarea până în 2015-2016 a pachetului 3 energetic, a solicitat și amânarea implementării acestui pachet până în 2020. A obținut-o din partea comunității energetice această amânare. Iată că acest lucru nu a făcut Federația Rusă, pentru că Federația Rusă nu dorește să renunțăm la acest pachet integral și ceea ce ar însemna, de fapt, să abandonăm însăși vectorul de integrare europeană, de integrare economică a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Sunt convins că diplomații moldoveni, conducerea Ministerului Afacerilor Externe, ar fi putut face mult mai mult pentru binele Republicii Moldova, pentru că au și capacitatea profesională și suportul internațional, au fost în stare să-și facă prieteni în lume, dar calitatea politicii interne, lucrurile legate de combaterea corupției, de reforma economică, de crearea unui climat de business favorabil, cred că au diminuat din calitatea mesajului pe care diplomații noștri trebuiau să-l promoveze în raporturile cu partenerii externi pentru a obține pentru Republica Moldova un suport și mai semnificativ. Eu cred că, concis, acestea sunt lucrurile pe care putem să le regretăm pe toții. A existat potențial, a existat capacitatea din partea Ministerul Afacerilor Externe, nu a existat suport în politica internă și argumente care să poată fi utilizate. Anul 2012 a fost marcat și de o divizare constantă a societății noastre în două. O jumătate vede viitorul țării noastre în Uniunea Europeană, iar cealaltă în Uniunea numită Euroasiatică. Din numeroasele interviuri realizate de echipa Vectorului European pe parcursul anului 2012, am constatat că unul dintre motivele euroscepticismului a fost criza din zona euro. Vă invit să vedem unde au ajuns liderii europeni în căutarea soluțiilor pentru această criză.
Cele mai dramatice scenarii de ieșire a Greciei din zona euro și prăbușirea acesteia scrise și rescrise de eurosceptici nu s-au realizat în 2012. Mai mult, euro pare să fie salvat. Această concluzie vine după ce a fost semnat acordul privind datoriile Greciei, iar pe 13 decembrie curent, Republica Elenă a primit în sfârșit tranșa de ajutor de 34,3 miliarde de euro, fără de care ar fi intrat în faliment. Această decizie adoptată cu mult greu în urma unor negocieri de durată a readus optimismul în Europa. În prezent, perspectiva plecării unui membru al zonei euro a dispărut, consideră Yanis Emanuelidis, analist la Centrul de Politici Europene. Mulți observatori au anticipat că Grecia a pierdut partida. Știm acum că aceștia s-au înșelat, a declarat comisarul pentru afaceri economice Olli Rehn. O altă veste bună la sfârșit de an a fost compromisul miniștrilor de finanțe europeni pentru supravegherea comună a băncilor din zona euro, după mai multe săptămâni de blocaj. Decizia este considerată un prim pas către Uniunea Bancară, care ar urma să prevină că crizele apărute la nivelul instituțiilor financiare să se propage în restul economiei. La începutul lunii septembrie, președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a prezentat planul său de acțiune sub forma unui program de achiziții nelimitate de obligațiuni ale statelor aflate în dificultate financiară, anunț care a dus la scăderea imediată a randamentelor obligațiunilor spaniole și italiene. În anul care vine vor continua să planeze incertitudinile politice cu alegeri generale în Italia și în Germania și riscurile economice și sociale motivate de tăierile drastice ale cheltuielilor publice și totuși, în 2013 este așteptată redresarea situației în zona euro. Poți ajunge undeva dacă mereu tot schimbi direcția. Aceasta se referă și la vectorul politicii externe a Republicii Moldova. Iar 2013 în relațiile cu Uniunea Europeană se arată a fi unul promițător. La summitul de la Vilnius, programat pentru toamna acestui an, se preconizează semnarea acordului de asociere, precum și a celui liberalizat de vize. Dar oare aceste lucruri se pot întâmpla de la sine? Ce urmează să facă clasa politică de la Chișinău pentru ca aceste așteptări să se îndeplinească? Să-i ascultăm pe experți. Diplomații noștri și, în primul rând, Ministerul de Externe și Integrarea Europeană este obligat să găsesc o formulă prin care partenerii noștri de dezvoltare din Occident ar înțelege că integrarea europeană a Republicii Moldova, de fapt, este un proiect pilot pentru toate țările fostului spațiu sovietic. Dacă acest lucru ar fi fost explicat coerent, cu argumente, eu cred că Republica Moldova ar putea să beneficieze de ajutoare mult mai substanțiale decât le are la ora actuală, cu toate că suntem și aici, între lideri. O altă direcție extrem de importantă și despre care deja am vorbit este direcția estică. Acum, în societatea moldovenească se profilează o tendință care, de fapt, a adus la scindarea societății moldovenești. O parte din societatea noastră pledează pentru schimbarea vectorului strategic de dezvoltare a Republicii Moldova și de redirecționare a Republicii Moldova pe făgașul integrării în spațiul euroasiatic. După mine este un pericol. Este un pericol care ar putea să zădărnicească intențiile noastre de a deveni o țară europeană, o țară civilizată, în sensul unei civilizații europene. Și de aici și rolul diplomației, care în aceste condiții trebuie să facă tot posibilul ca societatea noastră să înțeleagă că vectorul european este unul prioritar pentru noi, dar în același timp vectorul european nu trebuie să pericliteze bunele relații pe care trebuie să le avem cu spațiul euroasiatic și în primul rând cu Federația Rusă. Este o problemă și un scop extrem de complicat de atins, dar asta este obiectivul de bază. Unul din obiectivele de bază care stau în fața diplomației noastre în anul 2013. Diplomația trebuie să continue dialogul cu toate capitalele Uniunii Europene. Este nevoie să creăm acel consens legat de perspectivele relațiilor noastre cu Uniunea Europeană, să ne asigurăm de sprijinul acestor capitale pentru liberalizarea regimului de viză într-un viitor cât mai apropiat,
Dar, iarăși, vreau să menționez aici că succesele diplomației vor depinde și mai mult ca anterior de succesele noastre interne. Noi am fost martori la demararea unor reforme foarte, foarte complexe, cum este cea a domeniului de justiție, a Ministerului de Interne, un șir de alte lucruri, de reforme pentru a ridica capacitatea de combatere a corupției. Din punctul meu de vedere, este fundamental, cardinal, ca începând cu anul 2013 să vedem rezultatele legate de implementarea acestor reforme. Partenerii externe ai Republicii Moldova, m-am referit și la doamna Merkel, și la domnul Barroso, și la partenerii americani, au avut mesaje foarte, foarte clare. Există suport pentru Republica Moldova, există interes pentru ca Republica Moldova să fie ajutată. Condiția este una, să existe rezultate reale în implementarea reformelor. De fapt, de realizarea acestor obiective avem nevoie în primul rând noi, cetățenii acestei țări. Fiindcă vrem să trăim mai bine, fiindcă vrem să ne simțim protejați și să avem încredere în sistemul nostru de justiție. Și, iată acum, la răscruce de ani, vrem să vă dorim să primiți sărbătorile cu pace și căldură în suflet, să vă dea Domnul sănătate și putere să luptați pentru idealurile pe care le aveți. La mulți ani!